După ce combinatul chimic a fost pus pe lista marilor poluatori, printr-un amendament depus de senatorul PSD mehedinți Liviu Mazilu în Parlament, tot mai mulți mehedințeni din apropierea combinatului chimic vor beneficia de pensionarea cu 2 ani mai devreme, întrucât lista localităților a fost extinsă în luna octombrie. Lista localităților cu locuitorii care pot ieși la pensie cu 2 ani mai devreme a fost extinsă. În acest moment, la nivelul județului, mai multe localități sunt vizate de aceste prevederi legale. Dacă inițial de această lege beneficiau doar locuitorii municipiului Drobeta, Turnu Severin și locuitorii comunelor Izvorul Bârzii și Malovăț, acum numărul beneficiarilor acestei legi va crește, deoarece de prevederile ei vor beneficia și cetățenii din următoarele comune: Burila Mare, Breznița de Ocol, Cireșu, Eșelnița, Hinova, Uznicioara, Ilovița, Orșova, Prunișor și Șimian. În primul rând vreau să specific că legea este în vigoare din data de 3 august anul acesta. Practic eu am depus un amendament la un proiect de lege care venea să completeze, să modifice legea pensiilor, prin care locuitori din Drobeta, Turnu Severin și o serie de localități din jurul municipiului Reșință de Județ beneficiază de reducerea vârstei de pensionare fără penalitate cu 2 ani dacă îndeplinesc două condiții: să fi locuit 30 de ani în municipiul Drobeta, Turnul Severin și localitățile despre care vorbeam și totodată să aibă stagiu de cotizare complet. Eu, practic, prin acel amendament am propus ca aceste localități să fie introduse pe harta localităților afectate de poluarea remanentă și totodată hidrogenul sulfurat să-l declarăm un gaz care produce toxicitate, care rămâne în timp și care poate afecta locuitorii din această zonă. Mă bucur că am reușit să fac ceva concret pentru severineni și o parte din mehedințeni și sper ca legea să fie aplicată în spiritul ei, în ciuda faptului că am constatat în ultima perioadă că sunt diverse interpretări ale Ministerului Muncii prin care se caută să se restricționeze liberul acces al cetățenilor la acest drept, repet, câștigat și statuat de lege. În acest moment, la Casa Județeană de Pensii se pot depune cereri pentru pensionarea cu 2 ani mai devreme.